Am întâlnit-o într-o conjunctură favorabilă pentru cariera mea artistică, la recomandarea domnului Gruia Stoia, care în vremea aceea, în 1984, era redactor șef muzical Radiodifuziunea Română. Dânsa m-a invitat într-o primă emisiune în ianuarie 85, Tezaur Folcloric, în urma unui festival, unui mare premiu pe care l-am obținut la un festival. Așa am cunoscut-o pe doamna Mărioara Murărescu și încă de la început i-am cunoscut și pretențiile și exigențele, pentru că dânsa a fost un mare profesionist. Dânsa a revoluționat oarecum aparițiile artiștilor în televiziune. Până atunci, țin minte și cred că și publicul telespectator, artiștii apăreau în costume stilizate, în costume populare stilizate, chicioase într-un fel, iar dânsa, prin emisiunea Tezaur Folcloric, a promovat portul popular autentic și pretindea artiștilor să fie autentici din toate punctele de vedere, și ca repertoriu și ca ținută. Ce sfaturi vă dădea? De multe ori mă telefona și îmi spunea, avem spectacol în locul cu tare, tema este aceea și te rog să-ți pregătești un repertoriu care să se încadreze în tema emisiunii sau în tema spectacolului respectiv. Trebuia să vin cu ceva nou. Cum v-a influențat dumneavoastră cariera? Nu cred că vă vedeți acum luând-o pe alt drum. Cred că în viață fiecare dintre noi trebuie să aibă o șansă. Eu nu cred că există om să se nască fără noroc. Dar norocul trebuie să-l sesizezi la vreme și să-ți urmezi cariera în funcție de ceea ce ți-ai scris ție să faci. Familia mea și eu personal, dar întreaga mea familie, pentru că ne-am legat și sufletește de-a lungul anilor, îi va păstra vie memoria.